Bună seara și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Roxana, mă bucur că sunteți cu mine aici. Aceasta este o carte despre care abia așteptam să îi vină rândul să vă povestesc, să o vloguiesc, un film la care am plâns și o carte care m-a emoționat peste măsură. E vorba despre Vânătorii de Zmeie, așa cum apare și în titlu. Vă povestesc imediat despre ce e vorba, dar până atunci aș vrea să vă gândiți la un răspuns. Ați avut vreodată în copilărie un prieten atât de bun pentru care ați fi simțit că ați face orice, pentru că uitați ce îi spune Hasan lui Amir, pentru tine de încă 1000 de ori. Revin imediat. Am să fac așa, vorbesc și despre carte și despre film în același timp, vin și cu imagini din film, astfel încât să nu fac două vloguri separat, pentru că ambele mie mi-au plăcut foarte tare. Singura mea problemă, și problema tuturor ar trebui să fie asta, cred că este de fapt, să vezi filmul înainte să citești cartea. Este evident, am mai spus în toate vlogurile mele, că nu se poate respecta 100%. Uneori, și acele filme sunt rare și o să vă povestesc cândva despre ele, se întâmplă să ai parte de un film mai bun decât a fost făcută cartea. De exemplu, Chuck Palahniuk, cred că spunea despre filmul său, despre cartea sa, că filmul a fost mult mai bun decât a scris el cartea. Dar rare ori se întâmplă așa ceva. De cele mai multe ori nu se pot respecta în totalitate secvențele sau scenele petrecute în carte să le aducă regizorul în film. Pentru că atunci ar trebui să creezi un film de 5 ore, ceea ce nu se poate. Poate doar cei care fac seriale. Revenind la povestea noastră, este vorba despre două personaje. Personajele principale masculine sunt doi băieței, Hasan și Amir. Amir are norocul să provină dintr-o familie privilegiată, cu un tată influent, bogat, care îi oferă jucării și tot ceea ce ar avea nevoie un copil din punct de vedere material. Iar Hasan nu are atâta noroc în sensul că el este sclav, el este servitor la familia lui Amir și el este cel care ar face orice pentru prietenul său, stăpânul mai exact, pentru că Amir este stăpân, deși îl simte întotdeauna prieten pe Hasan și de asta Hasan spune de fiecare dată și te emoționează până la lacrimi aceste cuvinte. Pentru tine de încă 1000 de ori. Hasan este și foarte bun vânător de zmeie, el știe să prindă foarte bine zmeul. Zmeul acesta fiind, sau vânătorii de zmeie, de fapt este un joc foarte popular, o tradiție, iar Amir vrea să dea bine, să-i arate tatălui său, uite, am prins acest zmeu, sau mă rog, sclavul meu, servitorul nostru, Hasan, a prins zmeul ăsta pentru mine, pentru tine, pentru noi. Și atunci când Hasan prinde zmeul și îl oferă lui Amir și îi spune din nou aceste cuvinte, pentru tine de încă 1000 de ori, cât de emoționant ce se întâmplă, emoționant, dureros, trist, îmi vine să intru în carte în momentele alea, să intru prin televizor, prin ecran, nu știu dacă știți despre ce vorbesc și simțiți ce simt, uitați, pielea mea e de găină, dacă n-avem bluza asta, dădeam cu zoom și vă arătam în ce fel mă emoționează acum când vorbesc, dar nu că e emoționant, e un sentiment de durere, de neputință, pentru că așa ceva se întâmplă în lumea lor și poate chiar și în zilele noastre, povestea, nu știu sigur, dar cred că este vine după o poveste reală de viață, dacă nu mă înșel, poate greșesc, oare nu scrie pe aici? Trebuie să citesc și eu treaba asta, nu sunt convinsă dacă scrie. Nu scrie. Spuneți-mi voi dacă este făcut după o poveste reală. Sunt curioasă dacă este și îmi pare rău că nu am apucat să citesc înainte, dar n-aș mai întrerupe vlogul pentru asta. Am să las în descriere după ce închei vlogul ca să puteți citi acolo dacă este sau nu așa. Ori dacă știți voi, vă rog, lăsați într-un comentariu. Acțiunea se petrece atât în Kabul cât și în SUA și povestea este mai dură în primele 100 de pagini și în prima parte a filmului. Fără să vă povestesc, să vă dau, nu știu, spoilere, poate încă n-ați ajuns la această minunată carte, dar există o altă replică care mi-a rămas în minte. Există o cale de a fi din nou bun. Și astfel Amir se revanșează și își plătește greșeala și păcatul de a nu fi intervenit atunci când Hasan este of, iar piele de găină este în momentul ăsta, sunt mâinile mele, pentru că am acea imagine în minte, acea imagine înfiorătoare cu acest copil și vai de capul meu, sunt ceva ani de când am citit cartea și de când am văzut filmul și cu toate astea uitați-vă cum povestesc acum, de simt cum mă irită foarte tare ce s-a petrecut în cartea și în filmul acesta și vă spuneam și mai devreme, nu știu dacă nu cumva există astfel de lucruri și astăzi în lumea afgană. Este obiectul principal acest zmeu de care v-am povestit la început, pentru că
jocul în sine sau provocarea aceasta este mai mult de fapt decât un simplu joc. Și atunci când Hasan prinde zmeul și îl ajută pe Amir să câștige competiția, nu același lucru se petrece din partea lui Amir pentru prietenul său Hasan. De asta spun că în replica aceasta există cale de a fi din nou bun, poate fi oricând adusă în viețile noastre de zi cu zi. Și atunci când greșești față de cineva, poți oricând să te revanșezi și să vii cu un mesaj puternic față de cel, față de celălalt față de care ai greșit. O singură problemă, cum spuneam, este faptul că am văzut înainte filmul și nu s-a respectat în totalitate fiecare scenă pe care am citit-o în carte ulterior, dar este un film și este o carte pe care le recomand din tot sufletul. Este vorba despre relațiile acelea umane și despre religie, despre Afganistan, despre legături de sânge, despre copilăria pierdută. Știți ce se spune despre Afganistan? Că este o țară cu mulți copii, dar fără copilărie. De aceea vă spun că poate în realitate încă există astfel de lucruri și astfel de probleme, poate și sper din suflet nu ceea ce i s-a întâmplat lui Hasan în cartea asta și filmul ăsta, dar cu siguranță sărăcia aceea există și clasele acestea sunt separate, la fel cum se întâmplă în carte și cum le puteți vedea și în film, clasa de jos, clasa de sus sau clasa de mijloc, cu cei care sunt sclavi, cei care sunt servitori și cei care sunt bine ajuns privilegiați prin faptul că au un anumit status și au bani față de ceilalți. Vă recomand din suflet să vedeți acest film și nu uitați că înainte de toate trebuie să citiți cartea. Deci eu asta recomand înainte de orice altceva pentru că o să vă displacă dacă faceți ca mine. Mie mi se întâmplă treaba asta, dar asta pentru că întâi dau de film. Deci de cele mai multe ori filmul este mult mai celebru și mai recunoscut decât este romanul. Din păcate, așa mi se întâmplă mie cel puțin, nu știu cum este la voi, dar la mine se întâmplă deseori să fie mai cunoscut filmul după care s-a făcut o carte, sau filmul respectiv s-a făcut după o carte. Vânătorii de zmeie, carte pe care am împrumutat-o de la Bookster pentru că nu am încă în bibliotecă, mai am un roman scris de Khaled Hosseini, cum se numește, ultima cetatea celor 1000 de sori, dacă nu mi-am greșit titlul, sper că nu l-am greșit, n-am citit-o nici acum, este primul roman pe care îl citesc de la Khaled Hosseini și este primul roman scris de acest autor, remarc și apreciez enorm autorii debutanți, v-am mai spus și în alte vloguri, mi-este imposibil să nu compar cu, sau spuneam pe Instagram, numai și dacă în alte vloguri, cum spun acum despre Zuleia, mi-e imposibil să nu compar scritorii, pentru că atunci când ești debutant, nu ai așa de mare deschidere asupra cărților, asupra scrisului, poate doar dacă ai citit foarte multe cărți. Eu nu spun că am citit puține, dar uite că nu am atâta experiență de viață încât să povestesc așa ceva cum a făcut-o Khaled Hosseini sau cum a făcut-o Yahina Güzel în Zuleia. Închide ochii. Așadar, de asta apreciez foarte tare. Foarte tare stilul de scris al unui autor, cu atât mai mult cu cât este la primul său roman. Khaled Hosseini, spuneți-mi dacă ați mai citit ceva de acest roman. Uitați ce spune, vă las aici un citat, un pasaj mai degrabă, pe care îl veți descoperi în această carte dacă n-ați apucat încă să o citiți. În Kabul, frica domnește peste tot, pe străzi, pe stadioane, în piețe, face parte din viața noastră de aici, Amir Aga. Zilele trecute am însoțit-o pe Farzana Jean la bazar să cumpere niște cartofi și naan. L-a întrebat pe vânzător cât costă cartofii, dar el n-a auzit-o, cred că era tare de ureche, așa că i-a întrebat mai tare și din senin un tânăr taliban s-a repezit și a lovit-o cu un băț peste picioare. A lovit-o atât de tare încât a căzut jos. Țipa la ea și o blestema spunând că Ministerul Viciului și al Virtuții nu le permite femeilor să vorbească tare. Câteva zile bune a avut o vânătaie mare roșie pe piciorul lovit și eu cu ce altceva puteam să fac decât să stau și să mă uit cum soția mea este bătută. Dacă m-aș fi luptat, câinele ăla ar fi băgat bucuros un glonț în mine, fără să pripească. Și atunci, ce s-ar fi ales de Socrab al meu? Socrab fiind copilul și cel care povestește, dacă mi-aduc bine aminte, este Hasan. Pentru că Hasan continuă să-i scrie lui Amir. De asta îi zice aici Amir Aga. Aga se folosește la fiecare persoană în parte, atunci când se adresează. E o chestie a lor, a afganilor. Deci, vă dați seama că așa ceva există, bătăile astea și cruzimea asta există în realitate.
gata, mă opresc pentru că nu voiam decât să vă aduc în atenție cartea asta, nu voiam să fac un vlog foarte lung și sper că nu v-am dat spoilere. Vânătorii de zmeie, dacă ați citit, lăsați vă rog un comentariu și ce ați simțit atunci când ați citit acest roman și ce ați simțit atunci când ați văzut filmul. Eu sunt Roxana, mulțumesc că ați fost cu mine și clic pe clopoțelul de notificări dacă v-ați abonat pentru a vedea celelalte vloguri. Pa, pa!